Da, bună seara. Sport Club aproape nocturnă, că de e vară și se înserează târziu. După cum citiți pe burtieră, astăzi vorbim despre fotbal, dar mai ales despre un eveniment care tinde să, eu știu, să iasă din sfera fotbalului, să devină la Buzău un fenomen cultural. Cupa Cartierilor, știm cu toții ăștia cărora ne place fotbalul. Cu ce se mănâncă, a fost o competiție organizată în multe orașe la început. Dacă în unele centre mai șmechere decât Buzău această competiție a dispărut, iată, la noi a ajuns la Borna 15 și mai șmecheră, cu o participare record, grație câtorva entuziaști care țin morții și așa să propovăduiască și fotbalul amator și să adune cât mai mulți copii care, eu știu, n-au unde pleca vara sau nu sunt atât de interesați de PlayStation, de jocuri pe computer și de, eu știu, FIFA 23, cred că e ediția actuală. Vorbim despre acest fenomen până la urmă cu domnul Vasile Bița, care se chinuie de prin 2008 să adune 2007, zic bine? Cred că 2008, chiar prima ediție s-a numit Cupa Căștilor de Cartier. Am început. Nu i-am zis din prima Cupa Cartierelor. Acel scop pe care îl dorim cu toții și în prezent, ca acești tineri să nu deranjeze seara. Chiar și ediția de acest an are același scop. Să-i învățăm pe copii cum să se comporte, să găsească acest mod de a petrece timpul liber prin sport, prin a face lucruri bune, nu prin și a face lucruri rele. Canalizându-le energiile către, către fotbal, seara să mai obosi și ei. Că... Și, drept urmare, uitați că am ajuns la ediția 15-a și vedem exact în tribună și chiar și pe teren oameni care au fost de la ediția 1. Eu trebuie să spun că n-am prins ediția 1, că nu eram în presa buzoiană la ediția 1. Avem și imagini de la ediția de anul trecut. Ediția de anul trecut, da, la fel de frumoasă ca cea care a început astăzi, cu foarte multe echipe competitive, doar că anul acesta avem și terenul de aici, de la Parcul Tineretului. Păi ceea ce e mai bine, că se joacă pe iarbă. Și U20, culmea, am făcut 3 terenuri, jucăm 3 meciuri în același timp. Da, trebuie să spunem și că dumneavoastră ați venit direct de la complexul de rugby. La momentul la care facem noi vorbirea, se mai dispută încă exact la 20 meciuri. Și 10 minute au început ultimele 3 meciuri. Deci am avut până acum 15 meciuri și mai sunt 3 meciuri azi, deci în total 18 meciuri. Anul ăsta 66 de echipe s-au înscris. Anticipați nu anticipam, asta. Trebuie să lăudăm, este lauda meritată a unui copil, Popescu Gabi se numește, un copil extraordinar, care a fost cel care a insistat să începem, pentru că noi tot am așteptat niște semnale de la autorități. Întrucât, la un moment dat, am terminat chiar și cu bacalaureatul și semnalele nu mai veneau, copilul și domnul Bița, cred că ar fi cazul să începem. El a făcut un program prin care pe internet, pe Facebook, foarte ușor, printr-un simplu click pe un link, în câteva secunde sau un minut s-au înscris foarte ușor copiii. Dacă în prima zi cred că am ajuns la vreo 20 de echipe, în total am ajuns la 66, adică în mai puțin de... Deci 4 zile și ceva. Trebuie să spunem că recordul de... ca număr de echipe, recordul de participare era de 52 de echipe. 52 de echipe și... Adică s-a depășit cu mult. Mi se părea că este maximul posibil. Dar ziceți-mi, care este ăla cu cele mai puține echipe participante? Prima ediție. Prima ediție. Prima ediție, când noi am selectat marile cartiere. Mi-amintesc și acum, campioana a fost Unirii Sud, cu managerul echipei, dacă nu știu, dacă nu mai mi-amintesc bine, cred că n-am mai jucat, domnul Kempes, dacă ți-l amintești. Domnul Kempes, Tănase Florin. Cum? Domnul Kempes, care și băiatul dânsului și e băiatul fotbalist. Lui a fost colegul de meu de generație la Chimia. În insulă habita la un moment dat. Acolo, deci copiii dintre Spiru Haret și Unirii. De la școala 15, care a jucat cu zona lui. Zona aceea au câștigat prima ediție. De-a lungul timpului am avut meciuri extraordinare. Deci astăzi am avut, să zic eu, deci gândiți-vă că au fost
160 de copii până la 16 ani și 80 de copii între 16 și 20 de ani. Prezenți ca participanți. Pe lângă ei, cred că au mai fost încă 200 și ceva. Adică vreo 500 de persoane erau în jurul orei 20 la stadionul de rugby. Sunt meciuri de Liga 1. Sunt meciuri de Liga 1. Nu, sunt meciuri de Liga 1. Nu, sunt meciuri de Liga 1. Dau un exemplu. Eu n-am văzut niciodată la Clinceni, să zicem, la Clinceni sau voluntari mai mult de 500. Da. Da. Da, vorbim despre altceva. Aici, automat, unde joacă copilul, e mama, tata, de multe ori poate și bunicii, și prietena. E foarte plăcut. Astăzi nu am avut nicio problemă. Toate meciurile s-au desfășurat cu un fair play extraordinar. Da, haideți să o luăm și pe Căprări, că am înțeles că sunt mai multe categorii de vârstă. Da, deci după cum spuneam, avem 24 de echipe pentru că am spus că sunt maximul posibil, am fi trecut de această cifră, chiar avem și a 25-a echipă la U16, o să lămurim săracii, au venit după ce am încheiat înscrierea. Noi am zis că o să-i, pentru că își doresc atât de mult să joace, o să-i primim și pe ei în competiție, o să vedem în ce grupă o să fie și ei băgați. De asemenea, la categoria U20, adică 2003 sau mai mici, la fel, 24 de echipe. Deci maximul posibil. Da? Iar la seniori, 17 echipe. Deci este record și aici. Noutatea acest an a fost faptul că a fost la liber, pentru că în anii precedenți am fi lăsat maxim 3 stranieri însemnând în afara municipiului Buzău. Anul ăsta n-a mai fost nicio restricție. Drept urmare avem echipă Vadu Paș, echipă Mărăcineni, echipă Zorești, echipă Vernești, echipă Săgeata, deci bănuiesc foarte multe, Clondiru și tot așa. De la seniori mai degrabă, că ei vin cu mașinile, nu? Nu, și seniori și copii. Acum o echipă extraordinară, au venit chiar printre ultimii, Poința Limpeziș. Copiii foarte supărați, au dominat prima repriză, au avut 20 de ocazii, era 0-1. După pauză au întors, au câștigat cu 4-1. Deci se vede de ce acolo e o muncă a acelor oameni, felicitări lor, copiii, dacă au ce să vadă, la fel vor crește și ei. Pentru care azi au demonstrat că au jucat fotbal și au câștigat. Ziceați de sprijinul autorităților. Da, l-avem subțire al primăriei prin acest teren, dar cu ajutorul, bineînțeles, a clubului Gloria și mulțumim în special domnului Cazan. Tot datorită primăriei, la fel, mulțumim și RER Ecologic Buzău că ne-au ajutat cu logistica pentru că am creat condiții acolo, acele porți, toaletă ecologică. Da, sunt niște lucruri, sunt niște lucruri care costă, da, și nu-ți dai seama la prima vedere. Oamenii spun, domnule, dar ce au făcut? Ei, vreau să vă spun că ai fost primul, cred, care am vorbit astăzi, dar am avut undeva la vreo 50-60 de apeluri, plus cât am vorbit la copii acolo și a trebuit să vorbesc destul de tare. Și astăzi deja am 12 ore în care n-am stat. Și încă, dacă nu veneați aici la... Iar pentru cei care nu știm, o facem, exact cum ai zis tu, din pasiune, nu pentru altceva și ne e drag să vedem copiii jucând fotbal și la un moment dat să descoperim și copiii nelegitimați foarte buni. Păi au fost de-a lungul timpului, tot au fost. Da, la prima ediție, v-am zis, domnul Manole era antrenor la Merei și 3 copii pe care i-a văzut pe terenul de la Metalul au făcut parte din lotul de Liga a 3-a la Merei. Unii au fost titulari, chiar 2 dintre ei. Mi-amintesc și acum un nume, Sitaru. Îl văd mereu pe Facebook, este în Germania. Și ca să nu mai zic de fotbaliști, că tot am vorbit noi. Da, de-a lungul timpului toți fotbaliștii, deci între, să zic eu, de la 35 de ani în jos, au jucat la Cupa Cartierelor. Chiar și cei de Liga 1 și de Liga a doua. Apropo, se vorbește Vali Dumitrache, care a fost acum. Vali Dumitrache a jucat de la 10 ani la Cupa Cartierelor. La 14 ani deja am impresia că a și câștigat cu echipa lui.
Și acum a jucat mai mult de 20 de minute, că a intrat în 70. În Supercupa României, la campioana României. El trebuie să fie pentru acești copii un exemplu, un copil foarte serios, un copil ambițios. Stați că el a debutat, acum fac o paranteză. Dar la Clincene a jucat 28 de partide, deja are 28 de partide deci în Liga 1. În 2020, cred că, sper să nu mă înșel, l-a schimbat pe Gavra. Tot așa, pe minutul 70 și tot într-un meci cu Sepsi. Juca Clincene cu Sepsi. Adică avea 18 ani atunci, are niște ani de când... Cred că n-avea 18 ani. N-avea 18 ani, avea 17 ani. Că acum el încă under. Pentru că a fost în perioada în care s-au reorganizat Clincene și au rămas cu cei tineri. Era pandemie. 2020. Apropo, încă un bilă albă, deși nu e cu bilă albă, și un lucru de apreciat e faptul că nu va opri pandemia. Eu am fost la o finală în pandemie, nocturnă, că ne-a prins noaptea. Corect. Premiera s-a făcut, uite, am contribuit și noi cu ceva, grație camerelor noastre de la vederi, care aveau niște lămpi. Adică deci, s-a jucat fotbal până în noaptea târziu. Trebuie și ne le amintim cu plăcere. S-a jucat pe certificat rămân. Atunci. Da, anul acesta ați văzut și Guvernul României, deci pentru prim an n-am mai cerut acele copii. E vorba doar printr-un simplu click. La fel ei să aibă documentul fotografie pe telefon. Dacă avem contestație, am avut și azi o contestație. Aoleu. Din păcate, se pare că cei care au contestat au și dreptate, chiar dacă echipa, am impresia că se numea Mihai Viteazu, avem Mihai Viteazu 1, 2 sau 3, adică avem 3, avem după Însimileasca vreo 4 la ambele, de fapt la toate categoriile depășesc 4 echipe și sunt pe locul 1 cartierul Simileasca ca număr de echipe. Deci, repet, avem o contestație și copiii, deci la U16, spun, domnule, n-am împlinit 17 ani, doar că doi dintre ei sunt născuți în 2006. Mm-hmm. Nu stai în decembrie, noiembrie, da, nu. Le-am explicat, e vorba de un regulament pe care trebuie să-l respectăm. Cum, chiar vreau să vorbim și despre chestia asta cu cartierele și cu, eu știu, cu zonele care dau cele mai multe echipe, însă cum vedeți nivelul fotbalului jucat de copii? Că până la urmă cei mai mulți dintre ei sunt amatori. Avem un referiment. E în creștere sau... Da, am avut, să zic eu, clar, un trend descendent. Ca și număr de echipe, clar. Ți-amintești? De la 52 am scăzut la 30 și 20 și am crescut anul trecut. Iar și anul ăsta, faptul că sunt deci foarte multe la aceste două categorii de copii, de tineri. Faptul că am avut foarte multe și avem foarte multe echipe de copii. Avem Șoimi pe lângă Gloria, Metalul, LPS, avem Sport Star al domnului Ibriș. Uh-huh. Copiii ăștia, stau undeva la 13-14 ani, nu mai au competiții de copii. Pentru majoritatea dintre ei, competiția asta este singura competiție oficială la care pot participa ei. Da. Și așa se joacă și fotbal mai bine sau mai sunt și copiii pe care calcă? Sunt și copii care vin de plăcere și... Am văzut de-a lungul vremii, am văzut super mingicari. Deci astăzi am văzut și copiii pe care îi călca mingea pe picior. Și cred că nu, unul, cred că sunt chiar două scoruri identice, 12 la 1. Adică între cei care sunt legitimați, clar, toți, și între cei care cred că n-au niciun legitimat. Mhm. Am spus tot, deci unii vin de plăcere și vin numai prieteni din cartier, posibil ca din lotul de 10-12 că sunt să fie 1-2 legitimați. Dar în momentul în care ai 10 de la LPS, despre ce vorbim, sau 10 de la Metalul sau 10 de la Glorie. Altfel joacă. Sau de la mai multe, pentru că ei sunt prieteni. Dacă stau în același cartier, în general... Deci am întâlnit faptul că noi n-am mai pus niciun fel de condiție. Deci, spune totul. Fapt pentru care, deci repet, foarte frumoși îmbrăcați, vadupașii, limpeziși, săgeata, acum îi laud pe ai mei. La săgeata joacă și de la dumneavoastră copii, de acolo? Copii, deci cei de la săgeata sunt cei care au jucat la U15, n-are niciunul mai mult, n-am plinit 15 ani niciunul. Deci sunt copii de 13-14 ani. Am auzit că au mai la senior, că mai sunt ceva fotbaliști veterani de ăștia, deci știm cu toții.
Da, din păcate toată lumea ne spune la săgeata că suntem o echipă de moși. Nu. Dar, repet, știi cum e vorba aia, dacă n-ai bătrâni... Lăsați-mă că Milanul, eu vă dau așa, vă dau exemplu de la cel mai înalt nivel. Dacă e să calculați vârsta celor de la Milan când au ajuns în finală cu Liverpool în 2005, o să vedeți că vreo doi aveau sub 30 de ani. Nu, eram certați... Păi avea Maldini, avea 41 de ani. Prietenul meu, unul dintre prietenii mei, domnul Gabi Tănase, el era cel care și la competițiile astea... la Liga a 4-a și la futsal avea ceva cu noi, cu moșii noștri. Uhum. E, acum am văzut că avea și el jucători mai bătrâni ca ai noștri. Aoleu, pe cine avea? Am dat exemplu pe antrenorul secund, domnul Mihai Șarpe. Am înțeles. Care plus 40. Mai avea jucători peste 35. Deci și-a dat seama totuși că în momentul în care ai un plus de experiență, e altceva. Te ajută și terenul că e mai bine. Da, din păcate și anul ăsta, știi că am fost foarte supărat, avem la timp săgeata 23 de victorii la rând, 18 în campionat și în Cupa României 5, bineînțeles, Cupa României am luat și titlul. Și pe 2, aia e. Da, dar știi de ce am ieșit pe 2? Pentru că, dau un exemplu, Carpaz Nehoi nu s-a prezentat la săgeata, a fost 3-0, iar ultima etapă, Carpaz Nehoi Pătrălagele 0-9. Asta a făcut diferența, Andrei. Vorbim și de fotbalul de la Liga 4. După pauză ne întoarcem și chiar o să aflăm care sunt cartierele care au dat, eu știu, cele mai multe echipe, cei mai mulți participanți la această Cupa a Cartierelor. Nu cred că o să fie o surpriză, dar trebuie să le menționăm. Revenim. Da, am revenit în direct, despre Cupa Cartierelor vorbim și discutam înainte de pauză care sunt cartierele premiante, dacă putem spune așa, la nivel de participare. Nu o să fie o surpriză, dar bănuiesc că Similească pentru al doilea an Mihai Viteazu? De departe locul întâi, cred că la egalitate Mihai Viteazu cu Micro 14. Aha. Acolo. Cam câte trei echipe media. Deci dacă dar Similească de departe locul întâi, fără dar și poate, și la suporte, chiar și la comportament. I-am văzut. Și uniți, și... au venit, ei vin să se distreze, când marchează un gol, distracția e mare, dar și când primesc supărarea la fel de mare. Bravo lor, repet, pentru ei sunt principale oameni pentru care organizăm această competiție. În principiu sunt cartierele unde nu sunt atât de multe PlayStation-uri. Că și da, asta dar e mai avem tot... și o problemă, sunt cartierele unde nu avem terenuri, nu mai avem maidane. Nu mai avem maidane, nu să mai fac... Deci dacă noi când eram copii aveam aceste maidane și ne jucam... Nu vă spuneați, nu mai e nicăieri maidan. Din păcate avem o lege și este foarte rău, o avem ca lege acum, avem și norme de aplicare și copiii nu sunt lăsați la se joace în școală. Dun. Păi la Buzău am văzut, la Buzău au apărut inclusiv trebuie să faci cereri cu 48 de ore înainte. Până n-ar fi o problemă, acum eu ca părinte... pot să fac cerere ca al meu copil cu încă să, 10 sau 11 să ducă să joace. Păi și crezi că nu mă duc cu el în parc? Da, chiar ține, dacă deci mai rupi și face 12 ani. Să vii cu tactul tuns. Nu e asta o problemă. Nu asta. Asta chiar ar fi cea mai mică problemă. Pentru că noi ca părinți tot ne ducem. Și când se duc pe sintetic, și când se duc la parc, și când se duc oriunde se duc. Da, aici nu sunt de acord. Dar, copilul ar trebui să aibă acces în bazele școlii și fără părinte. Bazele sportive, nu numai ale școlilor și celelalte, trebuie puse gratis, așa spune legea, la dispoziția copiilor. Păi avem și la Buzău, avem, nu vă spuneați că am săpat o leacă acum vreo lună, avem inclusiv hotărâre de Consiliul Local, însă care, exact așa zice, bă, lăsați-i pe ăștia să se joace. La sfârșit, e o mică clauză, o mică asterix, că onor școlile au posibilitatea, își pot rezerva dreptul de a, eu știu, aplica niște norme de siguranță. Ei, în baza acelui asterix, acelei anotări la hotărâre, ăștia, școlile fac ce vor. Și e simplu, un director care... Nu, aș dori, chiar îi rog pe cei care vor să meargă și nu sunt primiți să mă sesizeze și eu voi rezolva această problemă, pentru că, repet, legea nu este pentru a fi încălcată, este pentru a fi respectată. Iar acolo unde nu se respectă, îi vom face pe cei care nu respectă, să o respecte. Da.
cum anticipați, eu știu, acum atâția ani? Nu, eu zic așa, anticipați în 2007, în 2008, că această competiție, care în alte orașe, dacă mai țineți minte, la un moment dat chiar se vorbea de cuplaje, de competiții între orașe. Chiar și anul acesta în alte orașe am avut o discuție, din păcate este foarte greu, deci cei care mai au această competiție, deci e vorba de Suceava, destul de, deci la nord-est, mai avem pe la Reșița Parcă sau undeva prin da. Tot la fel. La Arad mai era la un moment dat și nu mai Arad, e. Deci este vest, sud-vest. Deci sunt 3-4 mari orașe unde, stai mai undeva pe lângă noi, pe aproape, dar cred că Târgoviște sau nu mai știu, undeva. Nici eu nu mai știu. Deci este foarte greu. Părerea mea este că să fie ceva la mijloc, la noi sau... Nu, lăudabil este că Dâmbovița, în timp ce că... în alte orașe s-a dus competiția asta, a murit, la noi a rămas. E un motiv până la... E și ăsta un motiv de mândrie că... Uitați, da, dar ăștia... din păcate nu trebuie să mândrească cine trebuie. Deci competiția asta trebuia să o facă, repet, autoritățile. E bine că e și așa. Repet, dacă cineva monitorizează aceste emisiuni și dau mai departe știrea, aștept în continuare autoritățile să preia această competiție. Nu este a mea, este a acestor copii. Fapt pentru care, repet, anul acesta, pentru ce s-a întâmplat, meritul este a domnișorului Popescu Gabi Dragoș. El a fost cel, Gabriel a fost cel care a făcut acel program. El l-a dus, să zic eu, la apogeu care am ajuns astăzi la 66 de echipe. Da, am mai prins, cred că două ediții am prins, în care cred că semifinalele și finala se jucau chiar pe Gloria. Pe Gloria atunci era... Și premiera acel... era tot pe Gloria, premiera. Da, nu vreau să supăr, iar erau alte persoane, mm-hmm. și pe la club, și pe la primărie, care iubea mai mult decât astăzi sport. Da, ați înțeles. Și se pot... Am înțeles, știu. Deci ca să chiar am jucat în, exact cum ai zis, în nocturnă. Păi nu că am fost eu. În nocturnă. Ca bine, să joci. Știți cum e acum că... Iar unele le-am jucat înaintea unui meci de, nu mai știu ce, își prezenta Gloria Lotu, înaintea la ăia... Și toți copiii au rămas și la meci. După aia, adică, despre ce vorbim? Da, unii ar putea spune că și aici trebuie făcut o clarificare. Că, domnule, îi băgăm pe copiii acolo pe stadion și strigăm gazonul. Însă, aici e o paranteză, copiii n-au voie cu crampoane la această competiție. Trebuie nici să... atunci, nici acum. Dar poate unii nu știu. Primul lucru, pe noi mergem pe o regulă gen mini-fotbal. Deci evităm, în primul rând, deci și crampoanele și alunecări. Pentru că cel mai important este la final să fie întregi. Integritatea fizică, să fie integri, da. să nu fie accidentați. Da, zic, poate, eu știu, măcar finala poate fi jucat acolo. Nu știm, nu, nici nu, pur și simplu nu ne dorim, pentru că, spun eu, sunt toate condițiile acolo, gazonul este extraordinar, la cel care se ocupă acolo, domnul Fănică, extraordinar ceea ce se întâmplă. Dacă ne amintim, acum câțiva ani era vai de el, la ora actuală este, ce să zic eu, decent pentru cam Liga a 3-a, a 2-a. Premii? Mai dați? Premii vor fi cam fiecare an, începând de la cupe, diplome, medalii, inclusiv echipament sportiv. Mă întreba cineva, niciodată nu o să fie premii în bani. Pentru că da. Nu este normal, copiii ăștia vin să se joace, nici măcar nu vin pentru primii. Păi interesează să joace și mai ales este dorința lor de a câștiga. Da, mai ales cei care sunt prieteni, care sunt colegi, orgolii între ei, pun pariuri, pun fel de fel de... Care este, eu știu, cartierul care de-a lungul acelor, eu știu, 14 ediții disputate, că una e încă de-abia început, a câștigat cele mai multe trofee? Deci... erau, chiar anul trecut făcusem un clasament și era la egalitate Micropaici cu Dorobanci. Uh-huh. Dar sunt două cartiere foarte mari. Dacă ne gândim la Dorobanci, Dorobanci 1 cu Dorobanci 2, deja cred că sunt la vreo 15.000 de locuitori. La fel, Micropaici, plecând de la stadion și până la bere, tot cam acolo. Deci sunt și cele mai mari cartiere. Dintotdeauna, în ambele cartiere am avut și mari fotbaliști. Dorobanții ne amintim pe Claudiu Ionescu. Da. Deci despre ce vorbim,
partea de alta pe Cătălin Vlaicu și mulți alții. De la Micro 14 chiar foarte mulți au fost. Deci Micro 14 sunt, și aproape de Gloria. Este între Gloria și liceul cu program sportiv. Cred că jumătate dintre copiii din cartier, dacă nu mai joacă, cel puțin au fost cândva ori la liceul sportiv, ori la Gloria sau Metal. Tot acolo, tot între ei. Deci sunt trei echipe, trei cluburi mari, chiar mari, pentru că dacă le PSU-ul au grupe de la U6, deci copii de născuți 2018 sau 2017, până la cei de 19-20 de ani care încă mai pot juca la Liga de Tineret sau cum se numește acum. Mm-hmm. Mai este U19. Da, în Micro 14 stătea și, din câte știu eu, stătea și băiatul ăsta care a fost, îmi scap acum numele, Cristi, care a fost la FCSB și acum a venit la Gloria. Cristi Dumitru. Dumitru, da, da, da. Deci, ca o noutate, Cristi Dumitru la 10 ani juca la Săgeata la cei de 18 ani și dădea goluri. Mm-hmm. Da, el deci, a dat gol el, la Dinamo și mă ofică. Mi-amintesc un meci extraordinar. Noi promovam din Liga a 5-a Săgeata, am jucat în Cupa României cu Metalul. Vali a jucat cu juniorii, iar juniorii erau acei copii, generația lui Cristi Dumitru, cu Cătălin Cighira, antrenor. Toți aveau 14 și 15 ani, după 90 de minute. A fost 4-4. Cristi Dumitru a marcat 3 goluri, 2 cu capul, de lângă Gheorghe Zico. Oho. Gheorghe Zico are 1,95 m, Cristi Dumitru are 1,70 m. Deci și detentă, și plasament, și abia am câștigat cu 6-4 după prelungiri. Au mai fost, adică, nu știu, mi-am amintit, Ali Manea a jucat, l-am văzut Ali eu. Ali Manea... A jucat băiatul care majoritatea, joacă... cred, Danciu, Bogdan... Danciu de la Remicu Sărada, care a jucat și la Micro 14, Gloria... Bobe... Deci toți copiii care au, acum sunt deja la 25-30 de ani, toți au trecut prin această competiție în vacanță. E important să-i amintim că lumea poate că, bă, dă niște... Ca și sunt unii. Dom'le, acum niște spun o treabă. Copii, ca să nu zic golani, este, care se adună să bată mingea. Este normal pentru cei care sunt profesioniști să le fie teamă că se accidentează. Da, sunt mai ales cei care sunt la Gloria, care sunt la Metalul, cu siguranță cluburile le interzic să vină. Sau le recomandă să nu. Sau le nu recomandă. Le recomandă pe un ton așa mai imperativ. Nu, eu cred că e prima, cred că e interzis. Da. Acum nu, nici n-am văzut, nici nu, chiar dacă văd, nu văd, ai înțeles. Că sunt acolo și să-i întreb, bă, ce cauți, că n-ai voie. E, lăsați că am văzut un fotbalist de aia care joacă pe milioane de tot la fel. Nu, li deci anul trecut... să joace fotbal pe teren mic și să-l luați schi iarna. Anul trecut am avut, nu știu dacă și aici se vede, dar nu este aici, dar aici au fost doar divizionari C și D, deci Liga a 4-a, dar la două meciuri au fost jucători de Liga a 2-a. Da, aici ăsta e chiar de astă vară. Imaginele, am fost la în ultima zi, imaginea sunt filmate de colegul nostru Viorel Șerban. Deci se juca într-o viteză pe teren mic, de te lua de, și chiar te gândeai și era o căldură afară în ultima zi. Din păcate, da, era acolo este foarte cald, este acel efect de seră. Da. Și iată domnul Bița cu colegul dumneavoastră cu care tot dați vă ajută. Ultimul meu coleg, da, da, până să ies la pensie, felicitări lui că a împlinit 58 de ani și este încă activ. Este cel mai în vârstă polițist buzoian din tot județul, domnul Vasile Petre. Și în continuare alături de noi, de asemenea și fostul meu partener și trebuie să spun 16 ani a fost partenerul meu, fără remunerație, Mateu. Adică nu vine fără asta niciun... facem în timpul liber sau dumnealui aici chiar a picat să fie de servici, dar a venit și ne-a ajutat pentru că e competiție păstorită în continuare de poliție, trebuie să știe lumea, cu eforturi deosebite și de foarte multe ori chiar și cu contribuții bănești din partea polițiștilor. Adică de ce mai mulți bani să dau din organizațiile noastre. De se la face clubul chetă, sportiv, se face... de la sindicat, de la... Da? Chiar mă gândesc, bă, chiar așa nu s-a găsit nimeni să... Domnule, facem apel și acum cei care vor să ne ajute. Adică... Astăzi am fost, știi și tu foarte bine, la câteva uși. Unele s-au deschis, unele au rămas închise, unele chiar ne-au ajutat. Sau persoanele după ușă. E, adică,
primești și copiii ăștia care oricum nu vin pentru premii, că am convenit deja, plecăm de la această premisă, și ocupă de aia de plastic, care costă... Deci trebuie să lăudăm, în primul rând, pe domnul Mau de la Fortuna Sport, care ne-a pus la dispoziție mingile care se va juca aici. Dacă facem și eu dacă de reclamă, și măcar facem și noi ce putem. Oamenii care merită, merită. Nu merită să le dăm celorlalți numele care au spus că vor fi partenerii noștri, dar cu o zi înainte ne-a anunțat că nu s-a aprobat programul parteneriat. Mm-hmm. Păi tu îmi spui cu o zi înainte, când mă așteptam ca tu să fii cel care ne dai tot ce însemna materialele sportive pentru meci, pentru competiție, și să-mi spui că nu s-a aprobat. Da, păcat. Vedeți, nu știu, reiau ideea asta. Măcar o dată la 4 ani, să fie ca un campion mondial, să fie cupa asta cartierul, nu, deci, la nivel, la nivel național. La nivel național, anul ăsta voi lua din nou legătura cu prietenul meu de la... Este un băiat extraordinar la Suceava, deci voi lua legătura cu el. De asemenea, mi-amintesc, ți-am zis, de Târgoviște, și să vedem ce găsim și în vest, pentru că acolo mai erau două orașe, chiar trei, măcar patru, dacă ne... De ce întreb? Pe timpul. Este decent. Că așa funcționa la... Era una dintre primele trepte ale selecției. La orice competiție de-asta, interșcoli, că se făceau, pe timpul erau interșcoli. Foarte mult, știu, cel puțin doi fotbaliști care au jucat la Liga 1, care au fost văzuți la Cupa Liceilor. Adică, măcar aici, mai, dacă mai sunt profesori de aia de sport pasionați, deci, măcar vin și mai aruncă pe marginea terenului, îl remarc din totdeauna, de la prima și chiar și astăzi, pe domnul Manole Laurențiu. De, vedeți, e o pâine de mâncat și este pentru... Este un om extraordinar, un om care a fost totdeauna alături, fost fotbalist, fost antrenor, acum doar profesor, pentru că e foarte greu la noi să mai antrenezi. Știi, mai râdeam noi pe marginea antrenorilor din Liga 1, pentru că cei cu școală n-au loc de ceilalți fără școală. Da, din păcate, cam asta se întâmplă în România. Și la nivelul celor care ne conduc, de multe ori punem, să zicem, croitor la interne și polițistul sau militarul punem la... să zic eu, la agricultură. Cam așa la e culte. Țara asta. Nu se poate. Deci, haideți să... Așa cred că putem să și copiii ăștia să-i educăm, să facem acolo lucruri unde ne pricepem și să le facem bine. Da. Mai avem 3 minuțele. Ziceți-mi despre sezonul ăsta care să înceapă la Timp Săgeata. Ce se întâmplă? Păi, promovați, nu promovați? Din cu cine păcate, vă bateți? Din păcate, noi nici n-am revenit din vacanță. Sâmbătă avem deja meci de Cupa României interjudețean cu reprezentanta județului Constanța, Axiopolis Cernavodă, care cu Grigoraș. N-a fost, da, cu Metalul a fost cu 2 ani. Cum? 0-0, da, aici la Buzău. O echipă foarte bună, deci cu Grigoraș și cu toți majoritatea jucătorilor care au fost pe la Viitorul, unii dintre ei chiar și la Liga 1. Am spus tot. Din păcate, repet... Unde se joacă meciul? La Săgeata, sâmbătă. Din păcate, am o mare temere că, din cauza problemelor pe care le avem în continuare, nu suntem ajutați sub nicio formă de autorități. Există un pericol. Să nu jucăm. Nu doresc lucrul ăsta, fac toate eforturile, tot ce depinde de mine, pentru că un singur om este foarte greu. Doar acest meci ne poate, adică ne costă undeva la 70 de milioane. Și am spus tot. Adică brigada de arbitri, salvare... Brigada de arbitri, salvare, firmă de pază și tot ce mai trebuie pentru un astfel de meci. Și n-am zis ce ar mai trebui să mai dăm și jucătorilor. Să ia și jucătorii. Ai înțeles, despre asta e vorba. Păi și în context. De asemenea, le spunem celor care sunt suporterii noștri și chiar și celorlalți care totdeauna țin mâinile sau degetele încrucișate când jucăm noi. Din păcate, așa suntem noi, suntem cei care, din păcate și nu știu de ce, bine, doar toată lumea spune din cauza unora sau doi jucători care sunt mai puțin iubiți. Știm despre cine e vorba, unul e atacant, al altul e fundaș.
Ei sunt mai vulcanici, dar sunt oameni extraordinari. Ei sunt cei care, să zic eu, sunt imaginea clubului. Da? Vom continua. Vom continua să jucăm și vom continua să câștigăm. Din păcate, atât eu cât și domnul Florian Oprea, cel care ne ajută și ne finanțează, nu știm să pierdem. Mai înțeles. Deci mi-a noi vom cu asta. Doar dar atât care știm. Cunoașteți. Deci noi știm doar să câștigăm și vrem să câștigăm. Repet, avem 23 de victorii. Le-am povestit celor de la echipa mare că dacă mai câștigăm 6 meciuri, vom juca cu o echipă de divizia. E foarte greu. E foarte greu să câștigăm și cu Cernavod. Da. Deci dacă am câștigat cu ei, facem un pas. Mai avem 5. Din Liga a 4-a, cam cu cine credeți că vă bateți la... Anul acesta, cred că pe lângă noi, principala favorită, chiar și înaintea noastră, va fi Petrolul Berg. Face Ciprian acolo echipă? Deci, așa simt eu, așa vă și vor fi și ajutați de... Vă și cunoaște Romică, vă știe pe toți? E vorba că și noi știm. Din păcate, exact cum era și la Pătrălagile, la Pătrălagile erau jumătate care au fost la Săgeata și la Berca, la ora actuală, sunt 4 sau 5 care au fost la Săgeata. Despre asta vorbim. Niciodată noi nu ne-am bătut joc de nimeni, pe toți cei care au venit și copii, i-am făcut mari. Unii au venit copii și au ajuns fotbaliști, alții au venit, să zic eu, spre retragere și tot la fel le-am făcut, pentru că, repet, în ultimii 7 ani am terminat de 5 ori pe locul 2 și de 2 ori am fost campionii acestui județ. Păi am văzut acum că se joacă pe câte două generații la Săgeata, tot amintați, că știu la cine vă referiți. Nu, vă repet, am plecat acum 2 ani pentru prima dată cu copii ai noștri și la ora actuală avem peste 70 de copii legitimați, cel mai mic de 7 ani, cel mai mare de 15 ani și ceva. În anul ăsta am jucat cu copii de 14 ani, deci 13, 14, maxim 15 la 1-19. Și am făcut 27 de puncte cu ei. Da. Și recunosc că, bine, meritul al dumneavoastră, am aflat și eu, s-a jucat pe două generații, ca asta trebuie să spunem, tată și fiul la un meci. Ceea ce se întâmplă este extraordinar. Chiar acum copilul a terminat meciul, i-am și felicitat, au câștigat după ce au fost conduși cu 1-0, au câștigat cu 4 sau 5. Vorbim de băiatul, pentru cine se întreabă, de băiatul lui Mandataru. Mandataru, așa se numește și tata, copilul i-a moștenit și numele și talentul și sperăm ca să-i depășească performanțele tatălui. Dacă aș fi să calculez, eu cred că este golgheter all-time al Ligii a 4-a, pentru că el joacă de la 17 ani și are 39 de ani pe 13 iulie, zic la mulți ani de acum. Sănătate multă! Cu siguranță nu se oprește, chiar dacă și unii dintre colegi și-ar dori să se oprească, eu zic că la felul cum îl cunosc, ne mai poate ajuta. Da, joacă până ca Roger Mila, până la 41 de ani. Că nu, calitate are, trebuie să mai aibă și dorință. Da. Am depășit deja timpul alocat acestei ediții. Vă mulțumesc frumos. Încă o dată trebuie să spunem, ați venit, domnul Biță a venit la noi direct de pe teren. Și cu șapcă și cu tricou de schimb frumos. Baftă multă cu această cupa a cartierelor. Mulțumim. Vom căuta să venim și noi la cât mai multe meciuri și colegii mei. Și să sperăm că măcar un fotbalist așa, deși nu ăsta e scopul, dar pentru orgolul nostru, deci măcar un fotbalist apare. Deci eu astăzi am văzut cel puțin 2-3 care vor juca mai sus de Liga 3. Să vă audă Dumnezeu. Doamne ajută. Și la anul să mă întrebați, să vedeți că deja sunt. Păi nu, că să fim mai sănătoși și să mai ai așa, pe parcursul la anul fel, să mai... La fel cum i-am văzut și cum îi știu, enumerăm. De serioși. Da. Aici punem punct ediției din această seară a Sport Club. Vă dau o întâlnire tocmai luna viitoare. Până atunci aveți grijă de voi. Numai bine. Pa, pa.